Bine ați venit la Minutul de Economie. Încercăm în cuvinte simple să explicăm pe înțelesul tuturor ce s-a întâmplat în economie în ultimele două săptămâni. Costul orar al forței de muncă în România a crescut de două ori mai repede decât cel din Uniunea Europeană în perioada 2012-2023, ajungând la 11 euro la finalul perioadei și reprezentând doar 34% din media Uniunii Europene în 2023. În anul 2012, costul orar era de doar 4 euro și reprezenta doar 17% din media Uniunii Europene. Ce ar trebui să avem în vedere atunci când analizăm costul forței de muncă? În primul rând, calitatea de membru al Uniunii Europene creează așteptări de convergență a salariilor spre media Uniunii Europene. Aceste așteptări sunt normale și, în general, justificate. În al doilea rând, chiar dacă salariul orar în România este încă departe de media Uniunii Europene, acesta trebuie întotdeauna pus în balanță cu productivitatea muncii, iar la acest capitol nu stăm prea bine în ultima vreme. În al treilea rând, datele Eurostat și analizele noastre arată o amplificare a decalajului dintre costul orar al forței de muncă și productivitatea muncii, spre exemplu în primele 6 luni din 2024. Astfel, la finele trimestrului al doilea, costul orar creștea vertiginos cu peste 18% în termeni nominali față de perioada similară din 2023, în timp ce productivitatea a scăzut cu 3%. Nu în ultimul rând, pierderile de productivitate pe fondul creșterii presiunilor salariale nu fac decât să alimenteze inflația, să umfle deficitul comercial și să slăbească fundamentele cursului de schimb al leului în raport cu moneda unică europeană. După cum știți, inflația este deja destul de mare, de circa 5%, iar deficitul comercial anualizat a crescut la 31,5 miliarde de euro în iulie anul acesta, cu 1,5 miliarde de euro peste nivelul din iulie 2023. Sectorul construcțiilor a avut un debut slab în trimestrul al treilea, înregistrând o scădere în termen real de 2,5% în luna iulie. Avansul anual al lucrărilor de infrastructură de 5,2% nu a fost suficient pentru a compensa scăderea anuală abruptă din iulie a segmentului rezidențial cu 23,6% și declinul celui nerezidențial, în principal birouri, care s-a contractat cu 1,2%. Ce ne spun costurile în construcții? Deși dădea ceva semne de calmare, indicele costului în construcții a accelerat în iulie la peste 12% față de iulie 2023, aceeași tendință fiind observată și la nivelul indicelui costului cu materialele. Presiunea costurilor și dificultățile în obținerea autorizațiilor de construcție poate reprezenta un factor descurajant în ceea ce privește lansarea unor noi proiecte rezidențiale, iar evoluția de până acum vine să confirme acest lucru. Este posibil să asistăm la o creștere a suprafețelor rezidențiale autorizate în mediul rural în urma inundațiilor puternice care au afectat estul țării. Comerțul auto și serviciile prestate companiilor și populației au avut traiectorii diferite în luna iulie. Cele din tâi au reușit să revină în teritoriul pozitiv, avansând anual cu 6,6% după 3 luni consecutive de scădere. Ce ar trebui să reținem în materie de vânzări de autovehicule? Există un interes crescut pentru cumpărarea de motociclete, volumul vânzărilor având o creștere foarte robustă, de 18% în primele 7 luni, cumulat față de numai 2,5% cât au înregistrat vânzările de autoturisme. Vânzările de motociclete reprezintă un procent foarte mic, de vreo 2% din cel al vânzărilor de autoturisme. Achizițiile de automobile s-au aflat sub semnul scăderii importante pe segmentul full electric, în condițiile în care primele acordate în cadrul programului Rabla Plus s-au înjumătățit. Având în vedere costul ridicat al automobilelor electrice, cumpărătorii s-au îndreptat în mare măsură spre mașinile hibrid, dar și spre piața second hand. Managerii din domeniul vânzărilor de autovehicule au devenit mai circumspecți în ceea ce privește creșterea în ultimul trimestru din acest an, influențați cel mai probabil de evoluția destul de modestă din prima parte a anului. Referitor la servicii, acestea nu par să-și revină, cel puțin deocamdată, nici cele prestate companiilor și nici cele adresate populației. Ambele segmente de servicii s-au contractat la nivel anual în iulie, cele pentru companii cu aproape 7% în termen real, iar cele pentru populație și-au amplificat declinul anual la peste 4%. Modul cum acestea evoluează este foarte important pentru că ele dețin
agregat 28% din produsul intern brut. În ceea ce privește serviciile prestate companiilor, verigile slabe în iulie au fost chiar unele cu pondere mare în total, cum sunt transporturile terestre, serviciile IT, activitățile de consultanță și management sau telecomunicațiile. Referitor la serviciile prestate populației, creșterile lunare robuste la nivelul serviciilor de turism, hoteluri și restaurant, anticipate de manageri pentru această perioadă, nu au fost suficiente pentru a imprima acestor două segmente de activitate o creștere anuală. Pe baza sentimentului managerilor privind cererea și evoluția din prima parte a acestui an, considerăm că activități cu șanse mai mari de creștere în partea a doua anului sunt cele de depozitare, arhitectură și inginerie, poște și curierat, producție video și cinematografică sau transporturi aeriene. Cum a evoluat creditul neguvernamental? Luna august a fost luna creditului companiilor, acesta reprezentând vectorul lunar de creștere cu o contribuție lunară de aproape 2 miliarde de lei, componenta principală fiind împrumuturile pe termen mediu în lei. Avansul anual al creditului pentru companii de 3,4% în perioada decembrie 2023-august 2024 este totuși destul de timid prin comparație cu primele 8 luni din 2023, când acesta creștea cu peste 7%. Încetinirea a fost cauzată de scăderea semnificativă a ritmului finanțărilor în euro. Creditul de consum în lei și-a continuat ascensiunea rapidă la nivel anual în august, acesta avansând cu aproape 19%. Estimările indică un potențial de creștere de circa 25% pe finalul acestui an, care ar putea fi cel mai mare din ultimii aproape 10 ani. Creditul pentru locuințe în lei a continuat să crească foarte ușor în august, până la 6,3%, iar estimarea pentru decembrie 2024 indică o creștere de aproape 7%. Dobânzile la creditele noi în lei pentru locuințe își mențin tendința de scădere graduală, dobânda medie în august fiind de 6,4%. Componenta cea mai activă în ultimele 5 luni a fost reprezentată de împrumuturile cu perioada inițială fixă a dobânzii, mai mare de un an și mai mică de 5 ani inclusiv, ponderea acestora fiind de 57% în total credite noi în lei acordate. Pentru detalii suplimentare, vă recomandăm să citiți buletinul elaborat de Libra Internet Bank, pe care puteți să-l accesați sau să vă abonați pe site-ul www.librabank.ro. Vă mulțumim pentru atenție!